M-am bucurat de cuvântul fratelui, chiar dacă la mine traducerea a ajuns așa mai ciudat puțin. Cu cifrele. Mi-a plăcut că l-ați tradus toți. Unul o parte, altul o altă parte și m-am bucurat. Dumnezeu să vă binecuvânteze, vă bless you. În timp ce el predica, m-am mai uitat și în Biblie, recunosc. Și m-am uitat în Biblie un text, un text pe care îl iubesc foarte mult, în Marcu 10. Biblia ne prezintă un tânăr bogat, care nu numai că era bogat, că noi avem senzația asta că bogăția se asociază întotdeauna cu decadența și cu păcatul, omul ăsta nu doar că era un om bogat. Pentru că acum, hai să fim sinceri, cred că niciunul dintre voi nu vreți să fiți săraci, să fiți bolnavi și vă batul morții. Hai să fim realiști. Noi de obicei când îi privim pe aia mai bogați, îi judecăm cu o boală specifică nouă celor care venim din România, indiferent de etnie, și anume boala asta se numește invidie. Sau în Biblie numită ochi rău. Și atunci ne uităm la ei cu ochiul ăsta rău al nostru, Biblia zice o chestie interesantă despre oamenii, vremurile din urmă zice că vor fi bănuitori. Și ne uităm și ce văd ăsta de unde are, și sigur ăsta e un păcătos, și sigur ăsta e un nenorocit. Dar nu întotdeauna bogăția este asociată cu decadența și păcatul. Și în cazul de față avem de a face cu un tânăr absolut virtuos, cum vreți voi să zicem, un tânăr credincios, pocăit de nota 11. Care stă în fața lui Iisus și vine cu o inimă sinceră și îl întreabă pe Mântuitorul și îl numește în versetul 17 și zice: Bunule învățător, ce să fac să moștenesc viața veșnică? Ce interesant e că băiatul ăsta ținea în viața lui legea, pentru că zice Mântuitorul, zice: pentru ce mă numești bun? Nimeni nu este bun decât unul singur care este Dumnezeu. Dar tânărul ăsta simțea ceva, intuia ceva, că cel care stă în fața lui nu era un simplu om, ci era bunătatea în mod absolut, era dumnezeirea, era Dumnezeu din Dumnezeu, glorificat să fie numele Lui. Unul singur este bun și acesta este Dumnezeu. Zice, cunoști poruncile. Să nu crea curvei, să nu ucizi, să nu furi, să nu faci o mărturisire mincinoasă, să nu înșeli, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta. Versetul 19, vă întreb pocăiții de aici. Puteți ridica mâna sus în momentul ăsta, nu vă pun să faceți. Când împliniți versetul 19 în mod total în viața voastră ca băiatul ăsta? Nu. Ia auziți, să nu prea corvești, să nu ucizi, să nu furi. Poate nu ucizi, dar ucizi cu vorba. Să nu faci mărturisire mincinoasă, adică să nu minți în legătură cu business-ul tău, cu afacerile tale, să nu înșeli. Și mai mult să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta. Ce ziceți? Pocăiți de aici. Eu cred că dacă l-aș avea pe ăsta, l-aș băga în comitet. Și ascultă, frate, și dumneata, fiți atenți, pune-te, rog frumos, următorul verset. Învățătorule, toate aceste lucruri le-am păzit cu grijă din tinerețea mea. Și acum e următorul verset, versetul 21. Iisus s-a uitat țintă la el și ce zice acolo? Ziceți voi, la iubit. Eu vă spun un lucru. Iisus se uită la el, îl iubește pentru că omul ăsta merita dragostea lui Dumnezeu, dar dacă ne uităm în textul biblic și apoi dacă privim în tradiția creștină, vom vedea că nicăieri nu ne spune că băiatul ăsta s-ar fi pocăit vreodată. Cu toate că avea o grămadă de calități. Pleacă din prezența lui Iisus nemântuit. Mă gândeam că pot să fii iubit de Dumnezeu, dar totuși ajunge în iad. Dumnezeu te iubește, bărbatul. Dumnezeu te iubește, femeie. Ne-a dus în seara asta aici pentru că ne iubește. Te-a scăpat din accidentul de mașină pentru că te iubește. A întins mâna în dreptul tău când te rugai și nu mai aveai nicio șansă și ai zis, Doamne, dacă întins mâna de data asta, eu mă pocăiesc pentru că te iubește. Te-a salvat copilul pentru că te iubește, îți dă viață
pentru că te iubește, te-ai iertat pentru că te iubește. Dar vreau să spun ceva. Poți să fii iubit de Dumnezeu, dar totul să ajungi în iad. Sunt prea mulți oameni care se bazează pe treaba asta. Sunt prea mulți oameni care vin și spun: Doamne, pe mine mă iubește Dumnezeu, prin urmare, dacă mă iubește Dumnezeu, 100% voi ajunge în rai, în cer. În seara asta vreau să-ți aduc aminte de un lucru. Tânărul acesta bogat avea calitățile pe care tu nu le ai și poate mulți dintre noi, cei care numim pocăiți, nu le avem. Și cu toate acestea pleacă nemântuit din prezența lui Iisus Hristos. Și știți ce înțeleg de aici? Că poți să fii iubit de Dumnezeu, dar totuși să fii pierdut pentru totdeauna. Ce poate fi mai dureros? Știți ceva? Dumnezeu se uită la tine, femeie, și Dumnezeu se uită tânără dragă la tine, și Dumnezeu se uită tânără dragă la tine, se uită exact cum un părinte se uită la copilul lui. Noi de multe ori ne uităm la copiii bolnavi și nu vedem nimic frumos la ei, dar părinților găsesc ceva frumos. În același fel, Dumnezeu se uită la noi în această zi. Și vreau să spun ceva, Dumnezeu te iubește. Mai zic încă o dată, Dumnezeu te iubește. Poate nu ești prea frumos, nu ești prea frumoasă, poate ești un nenorocit, poate ai făcut o grămadă de lucruri păcătoase, poate trăiești într-o grămadă de păcate și în ciuda acestui lucru Dumnezeu te iubește. Dar totuși poți să fii pierdut pentru totdeauna. Știți, dacă m-ar întreba cineva pe mine astăzi care e principala calitate a lui Dumnezeu, a zice că principala calitate a lui Dumnezeu este sfințenia lui Dumnezeu. Amin. Știți de ce? Pentru că îngerii, gândiți-vă exact în secunda asta când noi stăm, ne mai uităm pe telefon, ne mai gândim în altă parte, unii privim așa pierduți în zare, de fapt nu ne uităm la predicator, pe lângă predicator, ci prin predicator și ne gândim fiecare la treburile noastre, chiar în clipa asta, în cer, Biblia ne spune ce se întâmplă. În prezența lui Dumnezeu există niște îngeri care au o singură treabă, niște ființe angelice. Biblia prezintă asta în Isaia, capitolul 6, în versetul 3, spune Biblia că există o categorie de îngeri care se numesc într-un anumit fel. Știți cum se numesc îngerii ăștia? Serafim. Știți cum se traduce din ebraică în românește serafim? Serafim înseamnă cel care arde. Pentru că Isaia când vede îngerii ăștia, îngerii ăștia erau atât de plini de slava lui Dumnezeu și de lumină dumnezeiască, încât parcă sunt flăcări. E ca și cum ar fi un om în flăcări și vede ființele astea angelice, o mulțime de îngeri în prezența scaunului de slava lui Dumnezeu, care erau atât de pline de slava lui Dumnezeu și de mărirea lui Dumnezeu și de gloria lui Dumnezeu, încât păreau că ard. De aceea și le pune numele serafim, adică cei care ard. Și îngerii ăștia, ia imaginați-vă, în timp ce noi stăm și cântăm așa cu jumătate de gură, cu jumătate de suflet, fiecare cu treburile noastre și suntem pe Facebook și ne uităm în altă parte, exact în clipa asta, în prezența lui Dumnezeu, există miliarde de ființe angelice care sunt atât de pline de slava lui Dumnezeu, încât parcă ard, sunt pline de lumina asta dumnezeiască, și dau senzația că sunt în flăcări și îngerii ăștia care par niște flăcări repet un singur lucru și lucru pe care repetă este următorul: Sfânt, 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 Sfânt este Dumnezeul oștirilor. Tot pământul este plin de mărirea Lui. Chiar în clipa aceasta în prezența Lui Dumnezeu îngerii ăștia repetă același lucru: Sfânt, Sfânt, Sfânt este Dumnezeu oștirilor. Pentru că principala calitate a lui Dumnezeu este sfințenia Lui. Dragostea lui Dumnezeu este sfântă. Atot prezența lui Dumnezeu este sfântă. Atot puternicia lui Dumnezeu este sfântă. Toate calitățile lui Dumnezeu sunt sfinte. Ce înseamnă sfânt? Acum o să facă deștept în fața voastră. Cuvântul are o grămadă de semnificații. Prima semnificația cuvântului sfânt în ebraică, kadosh, înseamnă separat. Separat. Vreau să scoată în evidență un lucru. Noi oamenii vom rămâne întotdeauna oameni, Dumnezeu va rămâne întotdeauna Dumnezeu. Imaginați-vă că suntem peste 9450 de ani. Știu că e greu să vă gândiți și că vom fi peste jumătate de ceas. Imaginați-vă că suntem peste 8.000, peste 10.000 de ani în veșnicie, toți cei care am fost în seara asta în rai, în prezența lui Dumnezeu. Niciunul n-a zis amin. Ce ziceți? Amin. Ori n-aveți credință, ori nu vreți. Amin. Eu vă întreb, vreți? Amin. Bă, oameni, vă mai întreb o dată, vreți sau nu vreți? Amin.
Imaginați-vă că suntem peste 10.000 de ani în cer, în rai, în prezența lui Dumnezeu și vom fi cunoscuți din Dumnezeu o grămadă de lucruri. Vreau să vă zic ceva, niciodată nu vom ști totul. Dumnezeu va rămâne întotdeauna de necuprins, pentru că există ceva care ne separă pe noi de Dumnezeu. El e Creatorul, noi suntem creația. Vor trece 100.000 de ani în veșnicie și încă vor fi lucruri care ne vor uimi în măreția lui Dumnezeu. Vor trece 300.000 de ani în veșnicie și încă vom mai avea întrebări la care Dumnezeu să ne răspundă. De ce? Pentru că Dumnezeu este Sfânt, 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 de un infinit de ori Sfânt. Noi suntem limitați, noi suntem oameni. Tu niciodată nu vei fi Dumnezeu, El întotdeauna va fi deasupra ta. Va exista întotdeauna o taină dumnezeire pe care mintea noastră nu va putea înțelege. Asta înseamnă să fii Sfânt, pe de o parte să fii separat. Pe de altă parte, sincer, înseamnă caracter moral perfect. Pentru că întotdeauna când zici Sfânt, zici, bă, ăsta e perfect din punct de vedere moral. Și ceva. Și când Biblia spune că Dumnezeu se mânie, mânia este manifestarea caracterului sfânt al lui Dumnezeu. Dumnezeu nu se mânie pentru că unul dintre noi îl enervează. Manifestarea mâniei lui Dumnezeu nu e manifestarea temperamentului lui. Dacă Adrian Mocan din Oradea se mânie, se mânie că vreunul dintre voi l-ați enervat cu ceva, unul l-a, nu știu, călcat pe picior, altul a zis nu știu ce. Dumnezeu nu se mânie pentru că ar avea un temperament să sară sandara ușor, pentru că însuși Dumnezeu spune despre sine în Exodul. Dumnezeu este încet la mânie. Mă, oameni, vă zic un lucru, dacă Dumnezeu n-ar fi încet la mânie, n-ar fi niciunul aici. Mai zic o dată, dacă Dumnezeu n-ar fi încet la mânie, aduceți-vă aminte că Noul Testament ce zice Hristos, dacă cineva zice, dacă mâna ta cea dreaptă te face să păcătuiești, taie. Vă văd pe toți cu mâinile perfecte aici. Zice, dacă ochiul tău te face să cazi în păcat, zice, scoate. Dacă Dumnezeu n-ar fi încet la mânie, ar fi vai și amar de capul nostru. Dar știți ce? Mânia este manifestarea sfințeniei lui Dumnezeu. Pe Dumnezeu nu poți enerva ușor, că e încet la mânie. Dar mânia lui Dumnezeu e manifestarea caracterului său perfect. De-aia zice Biblia Romani 1:18 și vă bombardez eu cu vreo 14 versete. Zice așa, mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu și împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor. Și apoi Romani 2:5 zice, nu vezi că cu împietrirea inimii tale strângi o comoară de mânie pentru ziua mâniei lui Dumnezeu. Am pe unul care de câte ori mă sună, eu am pe câțiva în telefon pe care am trecut cu nu. Îți mulți. Îți câțiva din ăștia care te sună așa, aiurea. Unul mă sună odată, frate, zice, vezi că ploaie aici la noi. La noi e soare. Închizi telefonul. Telefoane meteorologice. E unul care când mă sună, numai vezi proaste. Când îi se întâmplă ceva rău, când se întâmplă o catastrofă, mă sună pe 11 martie 2011, țin minte, pentru că a fost un moment de referință. Pe 11 martie 2011 mă sună și zice, frate, zice, uită-te la televizor, vine sfârșitul lumii. Și zic, frate, zic, dacă acum mă uit eu la televizor, s-ar putea să vină sfârșitul lumii, să nu mă înțelegeți greșit, că nu vreau să fac pe Sfântul cu voi. Zic, găsim undeva să intrăm pe net. Eram undeva și intru pe net. Se dădea în direct, în momentul acela, ceva ce se întâmpla în Japonia. Pe 11 martie 2011, un cutremur a avut loc, mi se pare, de 8,9 pe scara Richter, care a creat un val uriaș care se numește tsunami. Îi afirmau de undeva de sus și valul acesta vă puteți uita în direct pe YouTube, dar vă rog să nu faceți timp cu predicii mele. Ce faceți acasă? Imaginea aia de sus, televiziunile filmează de undeva de sus, e un val uriaș care cuprinde vieți, oameni aflați pe autostrăzile perfecte ale japonezilor, noi
Voi obișnuiți aici cu autori străzile voastre, japonezii sunt mai tari ca nemții la capitolul ăsta și imaginați-vă oameni aflați pe drumuri suspendate, coborând din mașini și alergând disperați și de undeva de sus filmată imaginea aceasta înfricoșătoare, zeci, sute de oameni, mii de oameni alergând din fața acestui val uriaș și un val care cuprinde vieți, zdrobește vieți și de undeva de sus mă gândeam cu groază, Doamne, ce imagine spăimântătoare, mi-am adus atunci aminte. De ce zice Iov în capitolul 37 cu versetul 22, ce înfricoșată este măreția care îl înconjoară pe Dumnezeu. Mi-am adus atunci aminte de ce spune Isaia, nu mai dau versetul, când spune, o, Doamne, Tu ești atât de mare, că dacă, ai despicat cerurile și te-ai coborând munții, s-ar topi înaintea Ta, ca de un foc care aprinde vreascurile, ca de un foc care face ca apa să dea în clocot, ți-ar cunoaște atunci vrăjmașii numele și-ar tremura neamurile înaintea Ta. O, te-ai despicat, Doamne, cerurile și te-ai coborât. De ce? Pentru că Dumnezeul nostru este Sfânt. 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 Sfânt, un infinit de ori Sfânt. Și care e rugăciunea mea astăzi? Doamne, în dragostea Ta, despică cerul și coboară în locul acesta. Coboară în locul acesta, Doamne, și vindecă în această seară. Coboară în locul acesta, Doamne, și eliberează în seara asta. Coboară în locul acesta, Doamne, și mântuiește în seara aceasta. Coboară, Doamne, în dragostea Ta. Știți cum mi-aș dori să coboară în această zi, Domnul, aici? Exact cum a coborât Duhul Sfânt peste Iisus Hristos în ziua în care Hristos a ieșit din apa Iordanului și când s-a auzit vocea Tatălui care spunea, acesta este Fiul meu în care găsesc toată plăcerea mea, mă rog în această zi, Doamne, deschide cerul aici. Vă doresc lucrul acesta. Atinge-te, Doamne, de noi. Amin. Și cu toate acestea, am zis că mânia lui Dumnezeu este manifestarea Sfințeniei lui Dumnezeu. Întrebarea mea, când ne uităm la textul pe care l-am citit, de ce se mânie Dumnezeu? De ce se mânie Dumnezeu pe David? Pentru că face numărătoarea poporului, nu mi se pare ceva ciudat? Nu mi se pare puțin absurd faptul că Dumnezeu se mânie pentru un lucru aparent banal? Știți care e prima cauză pentru care Dumnezeu se mânie? Pentru că David face numărarea poporului. 1. Și acum ascultați-mă bine, pentru că acest cuvânt e pentru noi astăzi. Pentru că David, când face numărarea poporului, prin asta declară, eu sunt cineva. Primul lucru care îl mânie pe Dumnezeu e atunci când omul se încrede în om, mai mult decât în Dumnezeu. Știți ce spune Biblia în Zaharia 4:6? Lucrul acesta nu se va face nici prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul meu, zice Domnul oștirilor. Am un prieten care a fost bolnav de cancer la creier. Locuiește în Australia, mai departe ca voi. A ajuns într-o situație în care nu mai putea să facă nimic. Medicii au zis că mai are, are șanse de supraviețuire 0,00, nu știu cât, 1%. Și mi-a spus că într-o noapte s-a rugat și a zis lui Dumnezeu, Doamne, nu mai suport tot tratamentul ăsta cu citostatice, tot iadul ăsta, toate nenorocirea asta, Doamne, nu mai suport. Te rog frumos, în noaptea asta, în timpul somnului, ia-mă acasă, fă să mor. Nu știu câți dintre voi știți ce înseamnă să fii bolnav de cancer. Am fost de nenumărate ori în spital și am văzut oameni care se sting în chinuri îngrozitoare. Și ce mi-a zis? În noaptea aia am avut un vis. Și am visat că vine Iisus la mine și zice Zaharia 4:6. Și dimineața când m-am trezit, zice, primul lucru pe care l-am făcut, nu știu dacă vi s-a întâmplat vreodată să visați sau să aveți senzația că aveți în minte un verset cu care vă treziți. Nu m-am trezit de multe ori cu un verset în minte. De primul lucru când am deschis dimineața Biblia, Zaharia 4:6, lucrul acesta nu se va face nici prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul meu, zice Domnul oștirilor. Primul lucru am zis, cu siguranță voi fi vindecat. În mod inexplicabil pentru doctori, bărbatul acesta a trecut de atunci 10 ani, trăiește și astăzi. Știți de ce? Pentru că omul ăsta nu s-a încrezut în medicină, în primul rând, nu s-a încrezut în oameni, ci s-a încrezut în Dumnezeu. Și ce spune Biblia? Psalmistul Psalm 118:8 zice, mai bine este să cauți un adăpost în Domnul decât să te încrezi în om.
Și versetul 9 zice, mai bine este să cauți un adăpost în Domnul decât să te încrezi în cei mari. Deci David știa treaba asta. Știa că nu-i bine să te încrezi în om. Și deși predica la azi, întotdeauna așa suntem și noi predicatori. Mă, oameni buni, de ce se mânie Dumnezeu că David numără poporul când însuși Dumnezeu în Exodul 30, de la versetul 12 la 13, îi poruncește lui Moise să numere poporul, când în Biblie avem o carte care se numește Cartea Cum? Numerilor! Cine citește cartea aia? Greu de citit. Și asta era bună. Da, păi aia. Dumnezeu se mânie pe David, pentru că prin gestul lui zice, eu sunt și armata mea 1.300.000 de oameni. Știți? Am văzut aici câțiva copilași. Nu știu câți ani. Tu câți ani ai? 8 ani. Cum te cheamă? Cum îl cheamă? Efraim. Efraim era un băiețel ceva mai mare decât tine, nu cu mult mai mare decât tine, într-un deșert. Și în deșertul ăla păzea niște capre. Asta vrea taică să, niște capre. Și păzea caprele alea și pe când el păzea caprele a venit la el acolo niște profesori, niște cercetători care căutau o plantă rară. Planta aia se găsea numai acolo. Era undeva în deșert, într-o oază. Și zice băiețelului, care era ca și tine, Efraime, puțin mai măricel, deștept ca tine. Îi zice, auzi, îi zic cercetătorii ăștia, zice, fii atent, planta asta se găsește numai acolo, jos. Era undeva într-o prăpastie unde nu puteau ajunge, că ăștia erau prea grași. Zice, tu ești mai slăbuț, mai micuț, te legăm cu o frânghie, te lăsăm pe tine să cobori până acolo și după ce smulgi planta aia și ne-o duci, noi te ridicăm și am rezolvat problema. Știți ce a zis băiatul ăla deștept ca tine? A zis așa, eu sunt de acord să mă legați cu frânghia, să mă lăsați, să vă iau planta, să o duc înapoi cu o singură condiție, de capătul frânghiei, să nu țineți voi. Că acum mă uit eu la voi, la primul pericol ați lăsat frânghia și ați fugit. De capătul frânghiei vreau să țină tata. Aleluia! Pentru că știu că dacă ține tata de bucata aia de frânghie și dacă vor veni cele mai periculoase animale, tata va rămâne chiar cu prietul vieții lui. Aleluia! În seara asta vreau să spun femeie un lucru și bărbatul, ascultă-mă. Viața ta atârnă de câte ori doar de un fir de ață. Dar de capătul acestui fir de ață e o mână nevăzută care ține. Este mâna lui Dumnezeu. Dacă ai ajuns în locul unde ai ajuns, nu ai ajuns pentru că ai fost mai deștept decât alții, ci pentru că a fost harul lui Dumnezeu. Dacă ești sănătos astăzi, e sănătos nu pentru că ai mâncat sănătos și ai alergat, ci pentru că îndurarea lui Dumnezeu s-a întins peste tine. Dacă copiii tăi sunt aici și sunt în biserică, nu-i pentru că ai fost numai pocărit decât alții, ci pentru că îndurarea lui Dumnezeu s-a întins peste familia ta. Și Biblia zice în Psalmul 127:1 că dacă nu zidește Domnul o casă, degeaba lucrează cei ce o zidesc. Degeaba alergi de dimineața până seara, degeaba te duci la toți doctorii, degeaba citești toate cărțile, dacă nu se atinge Dumnezeu, degeaba. Dar primul lucru care îl mânie pe Dumnezeu la noi, la omul de astăzi, e mândria asta pe care o avem și noi, la fel ca David. Domne, dacă am bani, înseamnă că mi-a mers bine mintea. Domne, dacă pruncii mei sănătoși, înseamnă că m-am descurcat. Dacă am o casă, ce casă? Dacă am 5 palate, nu știu unde, înseamnă că am fost deștept, mai deștept decât alții. Vreau să spun ceva într-o secundă, zi-a Dumnezeu toate palatele, dacă vreau. A locuit până anul trecut o doamnă senator, șef PSD pe județul Bihor. În 3 luni de zile a murit. Pentru că s-a îmbolnăvit de cancer la creier. 3 luni de zile. Avea 40 și ceva de ani, zicea, se lăuda, eu am ajuns în politică până aici, eu sunt tare, eu sunt deșteaptă, eu sunt frumoasă, nu știu cum. În 3 luni de zile, cu toți banii, prin Elveția, prin Anglia, pe la cei mai mari doctori, absolut nimic n-a putut să facă nimeni. De ce? Pentru că firul ăsta de ață, de care atârnă sănătatea noastră, averea noastră, viața noastră, suflarea noastră, mișcarea noastră, ființa noastră, fiul acesta de ață stă în mâna celui care a creat cerurile și pământul și care e prezent în biserică, în locul acesta. Lasă ca mâna lui să se atingă de tine, să lasă. Și dacă îl mânie ceva pe Dumnezeu, Doamne, e orgoliu ăsta. Băi, o stare, mă, ce deștept Dumnezeu ca mașina asta? Ce deștept Dumnezeu, zice, că am făcut casa asta?
Ce deșteptă ziua că merge treaba asta așa de bine? Și David se uită la el, avea 70 de ani, zice, au trecut 70 de ani, am avut biruință după biruință. Înseamnă că n-am fost, înseamnă că mi-a mers mintea. Înseamnă că am știut ce fac. Și lumea asta, mulți încred prea mult în ei. Al doilea lucru care mânie pe Dumnezeu. Faptul că David face numărarea poporului și ajunge la 1.300.000 de oameni, știi ce se întâmplă cu asta? Fură din gloria lui Dumnezeu. De-aia Dumnezeu nu voia ca David să facă numărătoarea poporului, ca toată gloria, toată cinstia să fie adusă cui? Ziceți voi, cui? Vreau să vă spun ceva aici acum și ascultați-l. Frașe, surori, cine mă vede să-l zice mâna sus, cine e aici? Și... Nu plecați ăștia care faceți așa, nu? Nu furați din gloria lui Dumnezeu. Un frate cu tare de mână a donat bisericii niște bani și a zis, frate, nu cumva să spui în public că eu am dat banii pentru situația, era o situație gravă într-o familie, un copil trebuia operat, pentru că n-aș vrea cumva din cauza ta să ajung să fur din gloria lui Dumnezeu. Și acum am un îndemn din partea lui Dumnezeu, ascultați-mă. Nu puneți pe capul oamenilor cunun de glorie și slavă înainte să le pună Hristos cunună de glorie și slavă. Există tendința asta în etnia romă și vă iubesc și vă spun cu tot dragul. Pentru că poate sunt unul dintre predicatorii care predică cel mai des în contextul acesta, pentru că eu cred că în mișcarea asta, în etnia asta, a început o mișcare din partea Duhului Sfânt și o lucrare de trezire spirituală și fie ca Dumnezeu să ducă farul acesta de trezire prin voi în Europa, amin? Dar există tendința asta de a ridica anumiți oameni într-un anumit loc de glorie și de slavă și de a pune pe capul unor oameni cu nume de glorie și slavă înainte să le pună Hristos cu nuna aia de glorie și slavă. Și vă spun încă o dată, nu puneți pe capul unor oameni cu nume de glorie și slavă înainte de ziua în care le va pune Hristos. Dar vă rog frumos, nu le puneți nici cu nume de spin. Mai zic o dată, nu le puneți nici cu nume de spin. Sunteți unii dintre voi experți în răstigniri online. Dacă cânti o cântare, fă-o pentru slava lui Dumnezeu. Dacă dai bani unui sărac, dă pentru slava lui Dumnezeu. Dacă predici, fă-o pentru slava lui Dumnezeu. Dacă trăiești, trăiește pentru slava lui Dumnezeu. Tot ce faci, fie că mănânci, zice Biblia, fie că bei, vă las pe voi să găsiți versetul, vă mai bombardez, că așa sunteți destul de obosiți. Tot ce faceți, faceți pentru slava lui Dumnezeu. Dacă mă întreabă cineva, domnul pastor, cum să trăiesc? Eu zic așa, tot ce spui, tot ce faci, tot ce imaginezi, absolut totul să aducă slava lui Dumnezeu. Punct. Asta e toată moralitatea. Ce faci tu aduce slavă lui Dumnezeu, vorbele tale aduc slavă lui Dumnezeu, gândurile tale aduc slavă lui Dumnezeu, ce faci tu pe acasă aduce slavă lui Dumnezeu, ce faci tu că nu știi nevastă ta aduce slavă lui Dumnezeu, ce faci tu că nu vede păstorul, oare aduce slavă lui Dumnezeu? Atât! Știți că unul dintre cei mai buni prieteni care eu am crescut în biserică medicostală, unul dintre cei mai buni prieteni ai mei, avea un tată, tot Adi îl cheamă și pe prietenul ăsta al meu, Adrian. Avea un tată care tot timpul ne zicea, bă băieți, tot ce faceți, să faceți pentru slava lui Dumnezeu. Noi știam, pruncii întotdeauna sunt mai șmecheri. Noi știam deja și vocea, că venea taică să o limitam în spate. Ziceam, eu iară vine ăsta cu slava lui Dumnezeu. Și începea, tot ce faceți, să faceți pentru slava lui Dumnezeu și noi limitam în spate. Ei, eu am luat-o pe drumul credinței, prietenul meu a luat-o pe drumul nepocăinței, a ajuns prin cluburi, prin București, a făcut o grămadă de chestii nasoale. Știți cum s-a pocăit? Într-un club. La 3 sau la 4 dimineața, lângă unul, pe jumătate treaz, care zice, bă, Adi, nu-i așa că fericirea nu e aici? Și mai zice ceva, ce n-ai fi crezut că poate să zică cineva într-un club la 3 dimineața. Zice, nu-i așa că noi ar trebui să trăim pentru slavă lui Dumnezeu? Și zic, prietenul ăsta al meu, când mi-a povestit, zice, băi, Adi, când am auzit asta, am avut senzația că vorbește Dumnezeu prin el, exact cum a vorbit prin măgărița lui Balam. Nu venea să cred. Zice, primul lucru dimineața, era sâmbătă noaptea la biserică, la ora 9 dimineața, înainte de program, 8 și ceva.
Nici nu erau frații veniți la biserică. Nu termina predicatul, vine predica, că m-am dus în față, m-am predat, mirat adunarea, că s-a predat cineva la predica aia, că dormeam jumătate din biserică. M-am dus la predicatul și am zis, pastor, eu astăzi mă predau. Și eu, pastorul a crezut că m-am predat la predica lui și am zis, pastor, zice, nu la ce-ai vorbit tu astăzi, ci la ce mi-a vorbit Dumnezeu azi noapte acolo. Și am povestit cum mi s-a întâmplat și ce mi s-a întâmplat. Și am înțeles atunci că eu trebuie să trăiesc pentru slava lui Dumnezeu. Dacă ești aici, tu care alergi să faci bani, tu care alergi să faci o grămadă de lucruri, Dumnezeu te-a făcut cu un singur lucru. Te-a dus în Germania, s-a dus slava lui Dumnezeu, te-a binecuvântat, s-a dus slava lui Dumnezeu. Ți-a dat bani, că cu banii tăi s-a dus slava lui Dumnezeu. Ți-a dat casa aia mare, ca prin casa ta s-a dus slava lui Dumnezeu. Ți-a dat minte, ca prin mintea ta s-a dus slava lui Dumnezeu. Ți-a dat familie frumoasă, ca prin familia ta s-a dus slava lui Dumnezeu. V-a dat biserica asta frumoasă cu un păstor binecuvântat pentru ca să aduce slavă lui Dumnezeu. Și zic încă o dată, toată gloria, toată cinstea, toată slava să fie a lui Dumnezeu care e prezent în locul acesta. Lasă ca mâna lui să se atingă de tine în această seară. Dar sunt lucruri care rămâne pe Dumnezeu încrederea asta prostească. Self-esteem se numește în engleză. Bă, dar ce tare de ziua, zice, uite-l oglindă, ești deștept, ești frumos. Poți să faci chestii. Asta rămâne pe Dumnezeu. Al doilea lucru, atunci când furăm din slavă lui Dumnezeu, când facem lucruri ca să ne dăm mari. Al treilea lucru. Acum eu vă întreb ceva. E greșit să faci numărătoarea? Dacă aveți ghid vreunul dintre voi care are firmă, nu ridicați mâna sus. Dacă are cineva o firmă, știe că nu poate să conducă o firmă dacă nu știe câți angajați are. Dom'le, e imposibil să conduci o firmă, o biserică. Noi avem 3150 de membri în biserica noastră și odată la 4 ani facem renumărarea poporului. De ce? Ca să știm ce avem. Dom'le, câți cântă în cor? 170. Câți cântă acolo? Tâța. Nu poți conduce nimic dacă nu știi câți sunt. Pe principiul românesc o vedeam cum o fi. Hai, zice, lucră și tu la mine. Aia nu merge niciodată. Și atunci de ce se mânie Dumnezeu că David face numărarea poporului? Unu, v-am zis, pentru că se crede prea mult în el. Doi, pentru că fură din gloria lui Dumnezeu. Trei, și ascultați-mă, numărarea în sine e un lucru bun, numai bai motivul pentru care îl face. Zice, de ce vrea împăratul să facă asta? Știți că putem face lucruri bune dintr-o motivație greșită și lucrul ăsta în mânie pe Dumnezeu? Știți ce spune Mântuitorul Iisus în Matei, în capitolul 6? Spune, vorbește despre trei lucruri pe care lucru bune, dărnicie, rugăciune și post. Matei, capitolul 6, de la versetul 2 în jos. Mai întâi vorbește despre dărnicie, după aia vorbește despre rugăciune, după aia vorbește despre post. Trei lucruri bune, clar, și dărnicia, nu? Și rugăciunea și postul, trei lucruri bune. Dar dacă le faci lucrurile astea bune dintr-o motivație greșită, Alex, dragă, pune-te, rog frumos, 1 Corinteni 13:3. Ia, vă rog frumos, aici predicați voi împreună cu mine. Zice așa. Ce zice acolo, mă, oameni buni, pe mine asta mă înfioară, de câte ori citesc, ia ascultați. Și chiar dacă eu mi-aș împărți toată averea, știi ce înseamnă toată averea? Toată averea, ți-am. Bă, oameni buni, știi ce înseamnă tot? Frate, și training-ul ăla, și cămașa asta, tot. Deci să dai tot și după aceea să te îmbraci, să stai la marginea drumului, să zici, dați-mă o haină, unul un pantof de un fel, unul de altul, niște pantaloni purtați de unul 20 de ani, deci ce primești din altul? Să dai tot. Când zic tot, înseamnă tot, domne, nu cu jumătăți de măsură, nu dau 10%, nu dau numai mașina aia mai proastă, nu dau ce nu-mi folosește pe acasă, tot, casă, tot, zice, și chiar dacă mi-aș împărți toată averea pentru hrana săracilor. Și acum, bă, zice, nu-i destul că am dat tot, toată averea, ce mai pot da, zice, și chiar dacă mi-aș da ce, trupul să fie ars, domne, medicii să facă experimente pe mine ca 100.000 de prunci să fie salvați, și chiar dacă mi-aș da trupul să fie ars, și ia uita ce scrie acolo, și n-aș avea dragoste. Bă, oameni buni, citiți ultima propoziție care pe mine mă șochează. Ce zice acolo? Dați-mi voie să citesc eu cu voce tare și apoi cu toată adunarea. Nu-mi folosește la nimic. Hai să repetăm împreună. Nu-mi folosește la nimic. Să dau toată averea săracilor. Să dau trupul să fie ars. Și dacă nu l-am pe Dumnezeu, nu-mi folosește la nimic. Mă, oameni buni, voi m-auziți ce vă spun astăzi? Poți să faci lucruri bune, dar să le faci dintr-o motivație greșită. Da, să pun
banii ăștia la colectă și fac un selfie între timp. Sunt prea mulți oameni care fac lucruri bune, dar le fac dintr-o motivație greșită. Și dacă faci un lucru bun, dar îl faci cu un motiv greșit, vreau să zic ceva, nu-ți folosește la nimic. Poți să te predai de 25 de ori, de câte ori vin toți mari predicatori la voi, că vor veni aici toți. Dacă nu-ți predai viața ta în mâina lui Hristos, nu-ți folosește la nimic. Te poți preda de 150 de ori dacă n-ai curajul să te botezi în apă și apoi să intri în trupul tainic al lui Hristos, care e biserica, nu-ți folosește la nimic. Poți să dai toți banii pe care îi câștigi, cum îi câștigi, numai tu știi cum, și o parte din ei să-i dai săracilor. Dacă nu te pocăiești cu adevărat, nu-ți folosește la nimic. Vă zic lucrul ăsta cu durere și vă spun cu toată inima, rar există un popor cu o inimă mai bună ca poporul rom. Rar există un popor care să vibreze la sărăcie cum o faceți voi. Rar vezi, n-am văzut un om cu, știți că am învățat de la un etnic rom ce înseamnă dărnice, de la mulți, da? De la unul, eram într-o parcare în județul Vaslui, un județ ciudat. Să nu vă supărați dacă știți careva de pe acolo, că sunt multe povești ciudate de prin Vaslui. Era iarnă, într-o parcare, ninsese, zăpadă, omăt, Vaslui, nu suna bine. Și eram acolo și în locul ăla era un copil de vreo 13 ani, înalt, slab, și cu o cămașă pe el pe frigul ăla, vă dați seama, și era de etnie romă. Ținea în mână o bucată de carton pe care scria, dacă are cineva să-mi dea ceva de lucru, am nevoie de bani. Deci omul nu cerșea, cerea de lucru. Și în parcare eu îmi băgam motorină încercând să scap de prin Vaslui cât mai repede, că nu puteam, eram înzăpezit pe acolo. În parcare apare la un moment dat un domn cu un Range Rover, ultimul model, văd că v-a captat atenția cu Range Rover-ul. Și l-am parcat acolo, nu știu că voi aveți pretenții mai mari. Și l-am parcat acolo, își conectează Range Rover-ul la motorină, mă rog, sau ce era, habar n-am, că ai nevoie de benzinărie după tine. Și omul ăla care era tot rom, ăsta bogat și ăla sărac, îl avea o haină pe el. Eu acum sunt pastor și mă pricep la hainele oamenilor, că trebuie să știi și teologie vestimentară, dacă ești pastor. Avea o haină de marcă, valoroasă, n-are importanță marca, omul știe ce-a făcut. În timp ce intra motorina, își dă jos haina aia, o pune pe umerul băiatului care stătea așa descentrat într-o parte și spune doar atât: Dumnezeu să te binecuvântează, cum ziceți voi romii. Din asta mi-am dat eu seama că zice, Dumnezeu să te binecuvântează. Zic, bă, zic că ăsta e rom. Că nu mi-am dat seama din prima. I-a închis haina frumos până sus. El a rămas așa. Toată parcarea aia plină de chiruri și de oameni, toți se uitau așa. E parcă timpul s-ar fi oprit în loc, exact cum uitați voi când vă spun o întâmplare, predicatorul, și nu vă dă cât un verset biblic. Toți stăteau așa și în momentul ăla, când omul a dat să intre în benzinărie, băiatul care rămăsese cu haina de marcă în mână și pe el și cu bucate de carton, nu știu cum o ținea, a început să strige cât putea de tare: omul ăsta e un om care l-are pe Dumnezeu, omul ăsta e un om care l-are pe Dumnezeu, omul ăsta e un om care l-are pe Dumnezeu. Și în benzinărie am vrut să stau de vorbă cu el și într-adevăr era pocăit, era de etnie romă, după cum am intuit pentecostal de-al nostru, ca să ne lăudăm. Și mai mult decât atât. Dar ce m-a impresionat a fost faptul că omul ăsta n-a putut trece nepăsător. Noi toți ceilalți am trecut nepăsător și el cu haina lui n-a putut trece nepăsător și a dat jos haina și a pus pe umerii acestui băiețel. Dar vreau să vă spun ceva. Și ce mi-a plăcut cel mai mult la el? I-a zis băiatule, taci. Eu n-am făcut-o ca să mă lauzi tu aici, și am făcut-o de dragul lui Hristos. Aleluia! Vreau să spun ceva, Dumnezeu te iubește, e bine că dai bani la săraci, e bine că te implici în biserică, e bine că îți dai și haina după tine pentru cel de lângă tine, dar dacă nu-ți predai viața în mâna lui Hristos, nu-ți folosește la nimic. Degeaba vii la toate evanghelizările, degeaba te predai la toți predicatorii. Vreau să spun ceva, în seara asta Dumnezeu e prezent în locul acesta prin Duhul Sfânt. Seara asta e seara în care Dumnezeu schimbă viața, vă auzi? Cine crede că Dumnezeu schimbă viața astăzi aici, să zic amin. Seara asta în care Dumnezeu te dezleagă de sub robia țigării, seara asta Dumnezeu
Dumnezeu te dezleagă de jocurile de noroc în seara asta. Dumnezeu te dezleagă de curvie în seara asta. Dumnezeu te dezleagă de hoție în seara asta. Dumnezeu se atinge de tine. Pentru că degeaba vii la biserică dacă nu se schimbă nimic. Pentru că degeaba dai bani dacă nu se schimbă nimic. Nu-ți folosește la nimic. Dar Dumnezeu în dragostea Lui te-a trimis în locul acesta și m-a trimis pe mine la tine să spun: omule, te iubesc, zice Domnul, cu o dragoste veșnică. Și în seara asta Dumnezeu m-a adus să spun ție, în seara în care trebuie să spui numele pe lista pentru botez și din seara aceasta să rămână o listă pentru botez în biserica asta. Lucru care rămâne pe Dumnezeu e când omul se încrede prea mult în el, când fură din gloria lui Dumnezeu și când face lucruri bune, dar dintr-o motivație greșită, să fiu văzut, să-mi cumpăr mântuirea. Știți că sunt și oameni care cred așa: lasă, Doamne, că dau niște bani acolo, mai fac și 15 păcate, mai dau niște bani, tot degeaba. Mai am zis un lucru, zice Biblia în versetul 3, au multe puncte, dar nu știu câte ceasuri, cam târziu. Păstorii nu se uită la ceas, dar oamenii care ascultă vă spun că se uită, că și eu. Împăratul a stăruit în rău, în porunca dată. Știți cum, care e baiul? Mai există un lucru care îl mânie pe Dumnezeu. Nu că ai păcătuit odată, că ai alunecat, ci că stăruiești un păcat de ani de zile. Nu că ai fost odată la jocurile de noroc, ci pentru că îți risipești bani acolo. Nu pentru că odată, nu știu care te-o prostit să fumezi nu știu ce țigară, ci pentru că ești dependent de țigară. Vreau să vă zic un lucru. Am primit un e-mail în urmă cu câteva, cred că deja au trecut 2 ani, de la unul care a avut un accident de mașină. Praf era mașina pe autostradă în Germania. Filmată de undeva de sus, fotografiată, tot era praf. Știți cum arăta? Dar ce era foarte tare e că în dreptul volanului era intactă. Și am zis, fii atent, eu am pus poza aia în biserică în timpul predicii, pe PowerPoint, că așa se numește, ca să vadă frații. Zic, fraților, vedeți ceva ciudat la mașina asta? Zice, o cutie de conserve, zice unul, care totdeauna pe fază să completeze câte ceva. Zice, arată ca o cutie de conserve. Da, fraților, dar vedeți ceva ciudat la volan? Zice, da, zice, nu-i nimic intact. E totul intact acolo. Nu vi se pare că e în forma mâinii lui Dumnezeu locul ăla? Pentru că băiatul ăla, în anul acela, avusese deja 4 accidente și când, după accident, era în spital, zicea, Doamne, de data asta mă pocăiesc. Și de fiecare dată, pocăința lui se ducea pe apa sâmbetei. 3 zile ține minunea la români și după 3 zile, după ce trece frica, băi, e stare. Marea boală a creștinismului de astăzi nu e alunecarea, ci stăruința în păcat. David a stăruit în păcat. De ani de zile cazi mereu și mereu și mereu și mereu în același loc și spui, Doamne, cât te vei atinge de mine. De ani de zile cazi în același păcat și nu știu care e păcatul tău, te știe Dumnezeu. Vreau să zic ceva, eu mă uit la tine și te văd un sfânt, toți suntem sfinți în biserică. Ne mai lipsește aura aia în jurul capului, dar vă zic un lucru. Dincolo de asta există cineva care vede și acesta este Eloi, Dumnezeu care vede. Mai zic încă o dată, există cineva care vede și acesta este Dumnezeu. Dumnezeul mânie faptul că tratăm păcatul de multe ori superficial. Nu mi se mai pare ceva ciudat în textul nostru, versetul 10, spune Biblia că David se pocăiește de păcatul lui. Eu vă întreb ceva, se pocăiește David? Zice, am săvârșit un mare păcat, zice, am făcut lucrul ăsta, Doamne, binevoiește și iartă nelegiuirea robului tău, căci am lucrat în totul ca un nebun. Ziceți-mi voi, versetul 10, se pocăiește de păcatul lui, da sau nu? Da. Eu vă întreb atunci, îl iartă Dumnezeu? Bun, și dacă îl iartă Dumnezeu, de ce mai pedepsește Dumnezeu? Oameni buni, nu tratați păcatul superficial. Există consecințe care rămân. Nu voi uita niciodată o predică pe care am ținut-o în celebra catedrală, superba catedrală, lasă cu filmatul cu mine, nu prea merge, că eu vin aici așa, superba catedrală penticostală din Sfânta Treime, din Bistrița. A venit unul de 40 de ani care era acolo în biserică, cu părul lung, tatuat, era acolo undeva în biserică și în timp ce predicam,
despre orbul Bartimeu, omul a început să strige cât putea de tare: Fiul lui David, ai milă! Fiul lui David, ai milă! Fiul lui David, ai milă! Oamenii de ordine, una dintre cele mai frumoase biserici pentecostale, oamenii de ordine au intervenit rapid să pună mâna pe el, să-l facă să tacă, dar omul învăța selecția, a zis așa. Pastorul a zis că atunci când pe Bartimeu, ăia de lângă el îi ziceau să tacă, el și mai tare striga. Că așa că ăsta a început să strige și mai tare. Ăsta era mai atent ca toți. N-au reușit ăia patru oameni de ordine să rezolve și a început să urle și vă mărturisesc că pe moment m-am gândit, bă, ăsta nu e în regulă, ăsta e îndrășit, e nebun, ceva nu e în regulă cu el. Am ridicat biserica în picioare și după aia toată biserica s-a rugat, de la aproape de finalul predicii, așa s-a terminat predica. A fost o putere, o rugăciune făcută cu putere, am zis, oricum, biserica se va ruga mai tare decât poate ăsta să strige și așa a fost. Dar vă zic un lucru, mai târziu am aflat care era istoria lui, știți care era istoria lui? În noaptea aceea avea de gând să se sinucidă. Era din familie de pocăiți, fusese botezat cu Duhul Sfânt, ajunsese în America, dealer de droguri, și-a înșelat nevasta, nevasta s-a părăsit, l-au părăsit pruncii, era abandonat de familie, fusese trimis din America, viza era retrasă, avea un tir, asta era afacerea lui, conducea tirul ăla și în seara aia trebuia descărcat tirul la unul dintre frații din biserică, dar pentru că întârzia n-au reușit să-l descarce și zice fratele, zice, pentru că nu te putem descărca, hai cu noi la biserică. Și a venit la biserică. Și seara Dumnezeu i-a vorbit. Aleluia. Eu îl vedeam de acolo și îl judecam. Mi-a dat Dumnezeu atunci o lecție că nu-i bine să judești niciodată pe nimeni. Când te uiți la unul și zici, bă, dar ce-i cu ăsta, cu freza asta în biserică? Bă, dar ce-i cu femeia asta? Că noi suntem niște ratare, noi ăștia pocăiți câteodată în adunare și ne uităm și la altul și la altul și bă, dar au venit și interlocul ăsta, bă, dar pe ăsta și ăsta vine, bă, și da. Mai zic, dacă și ăsta se mai pocăiește și intră în rai, apoi zice, apoi eu n-am ce cota acolo. Și Dumnezeu zice, facă-ți-se după credința ta, dacă tu așa crezi. Și noi ne uităm unii la alții și ne judecăm, ba după freze, ba după haine, ba după 15 baticuri, ba după nu știu ce, ba după culori, ba după nu știu ce. Și Dumnezeu se uită la ceea ce nu-i ispește privirea, adică la inima omului. Și eu nu știam ce e în inima acestui om. Și știi ce-o zis omul ăla? Mi-a povestit după aia, în noaptea asta, aveam de gând să mă duc înspre Pasul Tihuța, o zonă montană din România, să mă arunc de acolo cu tirul într-o prăpastie și să mor. Pentru că am zis că nu mai există nicio șansă, dacă n-am venit în biserică, din momentul în care am intrat. Eu eram din biserică, fusesem botezat cu Duhul Sfânt, fusesem atins de Dumnezeu, dacă eram intrat în biserică, din începutul programului până la sfârșit am simțit că Duhul Sfânt îmi vorbește. Asta este seara în care te pocăiești în timp ce vorbeai dumitale de Bartimeu, simțeam că Duhul Sfânt îmi cercetează inima și n-am mai putut să tac. Și am strigat, Doamne, ai mei! Noi venim și ne judecăm și vedem pe unul și zicem, bă, dar ce mașină tare și ce bine mere, dar tu n-ai habar câte lacrimi n-are omul ăla în spatele acestei mașini, tu n-ai habar câte certuri, câte nenorociri, câte nopți nedormite și ne judecăm unii pe alții și zicem, vai de capul lui, dar vreau să spun ceva, e cineva care vede și El e Dumnezeu, e prezent în locul acesta, slăvit să fie numele. Și ceva, nu mai continui predica asta, dar vă mai zic un lucru numai. David zice în versetul 14, dacă nu mă înșel, Alex, te rog să-mi pui. Zice, sunt într-o mare strântorare, mai bine să vedem în mâinile Domnului. Eu vă întreb ceva, mă, oameni bine, mai bine în mâinile Domnului decât în mâinile oamenilor? Nu răspundeți, că e o întrebare capcană, că zic de la început. Eu numai vă citesc niște versete și după aia mă rog, voi face ce vreți. Matei 10:28. Nu vă temeți de cei ce ucid trupul, dar care nu pot ucide sufletul, ci temeți-vă mai degrabă de cel care poate să piardă și sufletul și trupul în creier. Vă mai citesc versete, mai vreți? Evrei 10:31. Grozav lucru este să cazi în mâinile unui Dumnezeu viu. Câte frica de oameni este o cursă, nu vă mai dau. Știți care e problema lui David? E și problema ta, bărbatului, și problema ta, femeie. Te tem mai mult de oameni decât te tem de Dumnezeu. Motivul pentru care nu te pocăiești e că te gândești ce o să zică nu știu care, ce o să zică nu știu care, ce o să zică nu știu care și David zice greșit, lasă că rezolv eu cumva cu Dumnezeu, cu oamenii numai, să nu cad pe mâinile oamenilor. De ce nu te-ai botezat până acum? Că ți-e frică că o să spună nu știu cine, ce o să zică oamenii. Eu te întreb ceva, ce pot să-ți facă oamenii?
Aveam la biserică unde predicam un om din altă societate care venea la noi la biserică și zicea, frate, domnul pastor, și zicea, și frate, eu vin și vă ascult predicile cu mare interes. Zice, dar eu de intrat în apa botezului nu intru niciodată. Zice, cum să intru eu cu analfabetul ăla când eu am două doctorate? Cum să intru eu cu ăla? Eu, pe dumneavoastră știi cine-s eu? Știți că noi trăim într-o țară în care vorba cea mai tare, tu știi cine-s eu? Bă, dar tu știi cine-s eu, tu știi cine-a fost tata? Știți de ce? Pentru că cea mai mare frică ce ne guvernează viețile unora dintre noi este frica de oameni. Dar vreau să spun un lucru. Omul nu-ți poate face nimic. Nimic, m-auziți? Nu poate decât cel mult să-ți omoare trupul acesta. Pe o viață care se duce în 20, 30, 40, 50, 60 de ani. Cel de care depinde veșnicia ta este Dumnezeu. Nu vă temeți de oameni. Unul dintre cele mai frumoase momente din istoria creștinismului, că v-am citat, grozav lucru este să cază în mâinile unui Dumnezeu viu, a fost o predică ținută de Jonathan Edwards, unul dintre cei mai mari predicatori, o predică intitulată Păcătoși în mâinile unui Dumnezeu mânios. Știți cum a predicat el? Avea ochelari dubli și când a predicat așa. Așa. Ia uitați. Așa. Toată predica a citit-o, știți de ce? Că avea o memorie scurtă, Duhul Sfânt, într-o noapte i-a dat toată predica și a scris-o și a citit-o așa. Că a zis, bă, să nu uiți ce mi-a zis Duhul Sfânt și a citit-o așa. Cuvânt cu cuvânt. Mă gândesc că eu și așa că fac ture pe unii dintre voi, nu reușesc să vă țin de la începutul predicii, ba vorbiți, ba vă uitați, ba nu știu ce, și așa. Că mă uit la voi așa și mă uit așa. Ăștia de aici nu m-a prea uitat, că eu știu că ăștia sunt pocăiți și se roagă tot timpul. M-a uitat la voi, ăștia la mai la fel de pocăiți. Uitați așa. Jonathan Edwards ne spune istoria că în timp ce predica predica asta cu titlul Păcătoși în mâinile unui Dumnezeu mânios, o citea și vorbea așa. Și în timp ce vorbea despre Sfințenia lui Dumnezeu, într-o imensă catedrală a început cea mai mare trezire din istoria bisericii la o predică. Știți ce se întâmpla? Oamenii se ridicau în picioare și ziceau, eu am păcătuit, eu am curvit, eu am furat, eu am înșelat și se prăbușeau cu fața la pământ. Știți de ce? Pentru că Dumnezeu îi cerceta. Aș vrea să ne ridicăm în picioare, aș vrea să vă invit să ridicați în picioare. Aș vrea în cele ce urmează să stăm cu ochii închiși, să permiteți să fac o rugăciune. Și înainte de a face rugăciune am o simplă întrebare. Vreau să stăm cu ochii închiși și vă întreb un singur lucru. Câți dintre cei ce sunteți aici sunteți siguri că sunteți mântuiți? Puteți ridica mâna sus. Câți dintre cei ce sunteți în seara asta aici puteți spune, știu că numele meu e scris în cartea vieții, ridicați mâna sus. Încă înainte să se întemeieze lumea, Dumnezeu ți-a scris numele în cartea vieții. Ridică-ți mâna dacă ai curajul în această seară. Nu vă fie frică. Câți dintre voi credeți că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu care a venit în lumea asta să moară pentru păcatele voastre și El este Domn și Mântuitor al vieții voastre? Aveți curajul, nu? Vedeți că nu-L înșelați pe Dumnezeu. Câți dintre voi sunteți siguri că dacă muriți, vă duceți în prezența lui Dumnezeu și numele vostru e scris în cartea vieții, aveți puterea și curajul să stați cu mâna ridicată în sus, nu vă fie rușine, nu vă fie frică și am rugămintea asta la voi, stați cu ochii închiși, nu-i treaba voastră cine ridică mâna. Voi sta cu ochii deschiși până când închideți toți ochii. Am această pretenție de la voi, măcar de data asta, ascultați-mă toți. Oricum, pe parcursul predicii, 99% dintre voi m-ați ascultat, dar vă rog frumos, în momentul acesta, vreau să stați cu mâna ridicată toți aceia care credeți că Iisus Hristos este deja Domn și Mântuitor al vieții voastre. Și lăsați-L pe Dumnezeu să se atingă de voi în momentele acestea. Mă uit peste adunare și în locul acesta sunt încă oameni care n-au ridicat mâna sus. În seara asta, pentru tine am venit bărbatule. Pentru tine am predicat femeie în seara aceasta. Tu care ești în locul ăsta și știi că dacă mor, te duci în iad. În seara asta Dumnezeu vrea să schimbe ție viața. Vă mulțumesc celor care ați ridicat mâna sus, Dumnezeu să vă binecuvânteze, lăsați mâna jos. Dintre cei care n-ați ridicat mâna sus, vreau să vă spun, unii dintre ei sunt prietenii noștri, alții sunt copiii dumneavoastră. Unii dintre ei sunt frații noștri, rugați-vă ca Dumnezeu să-i cerceteze chiar în momentul ăsta. Rugați-vă ca Dumnezeu să-i mântuiască în seara asta, rugați-vă ca Dumnezeu să-i ridice, rugați-vă ca Dumnezeu să-i elibereze. Dacă există cineva din a doua categorie, care n-a ridicat mâna sus prima dată, dar vrea în seara asta să-i spună lui Dumnezeu, Doamne, atinge-te de mine, aș vrea acolo unde ești să ridici o mână sus.
vreau să mă rog pentru tine. N-ai avut curajul să ridici prima dată mâna, că ai zis, Doamne, nu sunt vrednic să ridic mâna, că eu știu cine sunt. Eu știu că Tu mă cunoști, Doamne. Eu știu că am un păcat în viața mea.